Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara se confruntă cu un deficit de medici la secția de pediatrie. Mai exact, în prezent există doar 2 doctori pediatri, fapt ce a făcut ca linia de gardă să nu fie completă pentru aproximativ un an. Pentru a remedia această problemă, conducerea unității spitalicești a avut deja discuții cu mai mulți medici pediatri, inclusiv din județul Timiș, care începând din luna mai vor putea să realizeze gărzi complete la Hunedoara. Avem probleme cu medici în specialitatea pediatrie, am rămas doar cu 2 medici, linia de gardă a fost incompletă o bună perioadă de timp, cred că un an de zile. S-au pensionat doi, o parte dintre medici erau încadrați pe o structură de la urgență și au refuzat să mai facă gări sau n-au vrut să mai asigure număr de gări suficiente pentru încheierea liniei de gardă completă pe lună. Și aici o să fac o paranteză. Legislația în România sunt două contracte diferite. Este contractul de muncă al unui medic și este contractul de gărzi. Medicul nu poate fi obligat să semneze și contractul de gărzi. De o săptămână am adus în al treilea medic la noi, doamna doctor Marin, am adus-o de la spitalul Brad, un pediatru, din punctul meu de vedere, foarte bun, calitate umană și pregătirea profesională în sine. Avem discuții finalizate, sper eu, cu o altă doamnă doctor pediatru de la un spital din județul Timiș, Hunedoreangă. Din discuțiile pe care le avem, cred că vom face transferul dânsei la spitalul nostru cu 1 aprilie și iarăși sper să nu fie o păcăleală, adică să nu fie informația, să nu fie ulterior certificată. Și cu luna mai se vor întoarce una, cred chiar două doamne doctor ale spitalului nostru care au fost doamna doctor Irma Cosma și doamna doctor Amina Șega. Sunt medicii noștri, medici validați de spitalul Hunedoara care au fost în concediu de îngrijire copil 2 ani de zile.